1 Petru 1, de la 2 la 3. După știința mai dinainte a lui Iahua, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iahușua, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Iahua, Tatăl Domnului nostru Iahușua. Iată că și apostolul Petru învăța ca și Pavel că Iahua este Tatăl, și că acesta este distinct de Iahușua. De fapt, dacă citim introducerile de la toate epistolele Noului Testament, vom găsi aproape în toate această distinție între Iahua, care este prezentat ca fiind tatăl, de Iahușua prezentat ca fiu sau ca domn. Care este originea doctrinei Trinității? Oricât de mult ne întoarcem în antichitate, chiar până în epoca babiloniană, constatăm că închinarea la grupuri de trei dumnezei păgâni, numite triade, era ceva obișnuit. Cu secole înainte de venirea lui Iahușua și până după moartea sa, influența acestei practici s-a făcut simțită în Egipt, în Grecia și în Roma. După moartea apostolilor, credințele păgâne au început să invadeze creștinismul. Istoricul Will Durant remarcă în această privință: creștinismul nu a distrus păgânismul, el l-a adoptat. Ideea de trinitate divină a provenit din Egipt. Cât despre Siegfried Moronez, el declară în cartea Egyptian Religion, religia egipteană: pentru teologii egipteni, trinitatea era cea mai importantă disciplină. Ei considerau o asemenea reunire de dumnezei drept o singură ființă despre care se poate vorbi la singular. În felul acesta se constată că forța spirituală a religiei egiptene dezvăluie legătura directă cu teologia creștină. La sfârșitul secolului al III-lea și în secolul al IV-lea, în Egipt, unii clerici din Alexandria, ca de pildă Atanasie, au transmis această influență prin idei pe care ei le-au formulat și care au condus la Trinitate. Acei bărbați și-au câștigat ei înșiși o mare celebritate, așa încât Moronez consideră teologia alexandrină drept un intermediar între moștenirea religioasă egipteană și creștinism. În prefața cărții History of Christianity, istoria creștinismului, de Edward Gibbon, putem citi: dacă este adevărat că creștinismul a triumfat asupra păgânismului, nu este mai puțin adevărat că păgânismul a reușit să corupă creștinismul. Biserica din Roma a înlocuit monoteismul pur al primilor creștini prin incomprehensibila dogmă a Trinității. În mod asemănător, numeroase doctrine păgâne inventate de egipteni și idealizate de Platon au fost adaptate pentru că erau considerate demne de încredere. Potrivit lucrării A Dictionary of Religious Knowledge, Dicționarul de cunoștințe religioase, Trinitatea este o învățătură coruptă împrumutată de la religiile păgâne și grefată pe credința creștină. După cum arată cartea The Paganism in Our Christianity, Trinitatea este de origine complet păgână.
Iată de ce James Hastings declară în Encyclopedia of Religion and Ethics, în religia indiană, de exemplu, întâlnim treimea lui Brahma, Shiva și Vishnu, în religia egipteană triada lui Osiris, Isis și Horus. Ideea unei trinități o găsim nu numai în religiile istorice. Atragem atenția mai ales asupra concepției neoplatoniciene cu privire la realitatea supremă sau absolută care este reprezentată sub o formă trinitară. Dar ce legătură există între filozoful grec Platon și Trinitate? Se crede că Platon a trăit între anii 428 și 347 înainte de Iahușua, cu toate că el nu a predat Trinitatea sub forma pe care ea o îmbracă astăzi, filozofia sa a deschis calea acestei doctrine. Mai târziu s-au născut diferite mișcări filozofice care propagau credințe trinitare și erau influențate de concepția platoniciană despre Iahua și despre natură.